Alături de Adi Mutu și Helmut Ducadam avem aici o controversă despre Ronaldo, dar nu contează, că nu Ronaldo este tema emisiunii. El cred că va reuși cumva să iasă bine din orice, oriunde va fi, pentru că este atât de mare încât nimeni nu poate să fie ca el, nici măcar în apropierea lui, din perspectiva lui, evident. Adi, da. Turneul cu Fiorentina și Borussia. Mai avem o pauză, ne uităm atunci câte gole a dat la ultimul sezon la Juventus Ronaldo. Fiorentina și Borussia urmă toate meciurile în aceea zi. Va fi în ce sistem jocurile? Că nu poți fi el. Nu, dar cât vor dura partide? 60 de minute, au spus. Acum, date fiind condițiile în care ne aflăm noi și faptul că în momentul de față, că până pe 10 mai este, avem accidentați, avem situația medicală, nu e cea mai bună și cea mai strălucită. Sunt două reprize de 60 de minute fiecare, deci practic o oră, trei ore de show, adică trei meciuri. Tu ai vrea cumva să fie altcumva? Să aibă altcumva? Am întrebat, acum vedem și dacă există posibilitatea, pentru că atât Borussia Dortmund cât și Fiorentina iau aceste meciuri în serios ca pe meciuri de pregătire, adică vin cu echipele care, cu jucătorii care sunt, adică nu cu nicio linie a doua, a treia sau așa mai departe. Pe mai minus cei care sunt la Cupa Mondială, exact, și sunt de la Borussia sau 10. Eu știu, accidentații care sunt, ce accidentații sau așa mai departe. Dar, în fine, vin că îl iau ca pe un meci internațional de pregătire, vin cu o zi înainte să pregătesc, chiar vor să facă antrenament, din câte am înțeles. Și atunci, dacă nu e de 60 de minute, meciul să fie de... 45, cred. O repriză. Să fie, da. Dar acum nu. În momentul de față, este de 60 de minute. Vom vedea ce se întâmplă. E o știre care a apărut acum și anume că suporterii sunt nemulțumiți de prețul biletelor pentru turneul ăsta. Știu că nu e povestea ta stabilirea prețului, suntem de acord. Dar aici avem un mesaj pentru suporte și pentru conducere din punctul ăsta de vedere, că voi sunteți într-o armonie acolo, am văzut. Rapidul noi suntem invitați la acest turneu, nu suntem organizatori. Da? Deci, noi suntem practic Superbet Internațional Cup și domnii care organizează, Adrian Teș și cu Radu Berechet, care organizează acest și firma, am uitat cum se numește exact. Dar ei sunt organizatori, noi suntem pe prima ediție și noi practic suntem prima echipă românească invitată la această ediție, pentru că pe viitor vor fi altele și vor fi și alte echipe românești invitate la deci voi nu aveți nicio zici că adică n-aveți nu, noi suntem invitați, ne-am ospitat conferința la noi, pentru că fiind echipă românească undeva suntem să zic gazde, dar uite că dacă ar fi să alegem așa, cum au ales trei ambasadori, de exemplu Daniel Nicolae, ambasador Rapidului, Răducan Marcel Răducanu e cel Borussia și eu al Fiorentinei, adică am ales așa, dar nu știu de bilete, nu ne-a interesat 50 pe noi. De legi ca la peluză. Este pe arena națională, practic noi suntem echipă invitată ca și celelalte. Bun, deci asta... Da, tu vrei să-l iei ca un turneu de verificare sau ții morții să câștigi meciul ăsta? Da, eu vreau să câștig orice meci, nu. Pentru noi sunt niște teste importante, de-aia am și acceptat, pentru că nu e că duceam sau aveam spațiu foarte mult între meciuri și ne gândeam noi cum să-l umplem pe undeva. Faptul că am acceptat este pentru că ideea noastră de unde vrem să ducem Rapidul și unde vreau eu să ajung cu Rapid și ce vrem să construim, te obligă pe undeva sau e nevoie pe undeva să treci prin astfel de teste care sunt încercări importante sau, eu știu, teste importante pentru echipă ca noastră, ca echipă românească. Vom avea cu siguranță niște răspunsuri, sper să fie cât mai pozitive și cât mai bune, pe care eu le voi lua personal ca pe niște lecții care ne vor servi pe viitor și vom vedea și noi undeva la ce nivel suntem. Și tu ca antrenor, de asemenea? Și eu ca antrenor, pentru că atât Edin Terzi sau Terzi și Vicențu Italianu, mai ales că care am fost și coleg, vom vedea și noi, și pentru mine e un test. E că și o luptă cu ei, a ta? Nu, eu... Gândește, e tot o amicale. O rivalitate, o luptă în sens să le arăți, uite, eu, Adi Mutu, pe care știi jucător important, mare, unde jucători importanți ai unei epoci în campionatul Italiei. Nu, nu o să pune problema, nu e asta. Uite că fac și asta, uite că... N-ai, bă, eu așa te știu, cu ambiția asta, să le demonstrez. Nu, ambiția e ca pe echipa Rapid să
facă o figură cât mai frumoasă, nu eu să arăt ceva nimănui. Păi, prin eu rapid nu, arăt și tu, nu? Eu nu sunt actorul principal în acestea. Eu ca antrenor și noi antrenori, sper eu așa gândesc, eu ca antrenor sunt actorul principal, jucătorii sunt actorii principali. Tot ce facem, noi facem în slujba unui club care ne respectă și ne plătește pentru a face treaba asta. Dar... Adică la un moment dat că... poate reușești să lași pe italianul Rapid, te duci tu la Fiorentina? Nu, eu rămân la Rapid. La Rapid. Okay. Jucați din 3 în 3 zile, toată luna decembrie, în cupă, în campionat și în acest turneu. Nu e un risc de a alerga după mai mulți iepuri? Nu, și pentru nu că prinde în primul rând turneul e tratat ca atare. Avem, voi rula tot lotul de jucători, pentru că presupun că toți jucătorii vor vrea să joace și le dau ocazia tuturor să aibă minute așa, în aceste meciuri, pentru că sunt importante. Iar celelalte sunt oficiale și serioase pentru noi, pentru că cupa... Dar nu sunt cam multe, adică 3 în 3 zile, cupă, cupă e important să câștigi ca să poți să mergi mai departe, că e obiectivul. Gândește-te că, practic, pe noi nu ne dereglează nici pe undeva, pentru că dar noi jucam din 3 în 3 zile până la Petrol. Ne opream de la Petrol și aveam o săptămână și jucam ultima etapă cu Faro. Acum noi când am mutat meciul și meciul cu Petrolul este miercuri. Jucăm sâmbătă, miercuri și după aia duminică cu UTA, sperăm. Nu, e același lucru. Adică eu sunt într-o sâmbătă care vine premergătoare derbiului cu Petrolul, pot să rulez tot lotul, ceea ce e important. Adică nu o să aibă foarte multe minute jucate. A, ok, deci nu se pare că va așa cum vii din cupă, unde obiectivul este încă viu, stăm acolo și ne luptăm pentru el și după aceea să joci imediat derbiu, adică trebuie să fii foarte atent cum împarți efortul ăsta pentru la băieți ca să ai cel mai bun 11 și cel mai competitiv în ambele meci. La un moment dat a avut o declarație după... Voi ați avut o serie, nu mare, dar o serie de meciuri fără victorie, două înfrângeri și un egal reușit în repriza a doua Craiova, ultimul meci, care a salvat un pic momentul ăsta mai puțin nefast al vostru. Și Dan Șucu, unul dintre patronii echipei, a spus, nu știu unde o să-și ia Adimutu energie, ce furnizor a făcut el o glumă, ce furnizor de... Așa. Și am zis o chestie, când am intrat în fotbal, mi s-a zis să am răbdare. Că vor veni și momente de genul ăsta. Acum, cei care îmi spuneau să au răbdare, au început să tropăie. Ți-ai pus întrebarea cine a început să tropăie în legătură cu tine? Nu știu, voi. Noi? Tu. Eu? Cred că e prea puțin important să tropăie eu din perspectivă. Nu știu cine. Pentru că presupun că nu tu ai spus să aibă răbdare. Dar, eu nu am vorbit decât după ce intrase. Hai să spun ceva. Fotbal... A zis că și dinăuntru și din afara clubului. Problema lor să... Nu știu ce înseamnă tropăie și ce a vrut. Adică că dau semne de nerăbdare un pic. Păi, tot rămâne de așteptat. Adică dacă ar fi să o luăm la ce înseamnă timp. Dar haideți să vă spun ceva. Nu, noi am pierdut un meci în campionat și unul în cupă, da? Și voi o numiți perioada nefastă. Această perioadă nefastă vine după probabil cea mai bună perioadă a lui Rapidului, corect? Că dacă ne gândim ce meciuri bătuse în campioana României CFR-ul, am dominat și am egalat și puteam chiar să câștigăm cu acel, după părerea mea, Hens, care cu Farul, care este pe primul loc, actualul lider. Deci era un fotbal și un fotbal în care tot voi spune, sau în presă se spunea că cea mai bună perioadă a Rapidului. Și după aia pierdem două meciuri, unul în campionat și unul în cupă. Și faceți un egal. Nu, până să facem și toată lumea... O perioadă nefastă. Deci, nu, problema e de nerăbdare, problema e de lipsă de echilibru în ceea ce înseamnă în fotbalul românesc în general. Pentru că a construit ceva important, eu cred că pe lângă răbdare, trebuie și echilibru. Așa cum spuneam noi de multe ori și vorba aia în fotbal și aici domnul Ducandamo știe că nu facem nuntă așa și mormântare la... Și facem de fiecare dată. Deși facem de fiecare dată și ne dezechilibrăm de fiecare dată și ne jucăm cu emoțiile nu numai ale noastre, dar și ale suporterilor de fiecare dată când s-a întâmplat o victorie cât și un eșec. Eram cei mai buni într-o perioadă și după aia cei mai slabi în aia. Adevărul e că nu ești nici cel mai bun, nu ești nici cel mai slab. Sunt momente și momente importante să știi cum le gestionezi, să ai cât mai puține momente bune, dacă vrei să te bazi la lucruri importante și când ai obiective importante.
Și să ai continuitate, Da, fii constanță. atent, ok, ai dreptate. Constanță într-un campionat. Principiile sunt bune. Ideea este a celor care, să zicem, au apreciat felul în care echilibrat, în care Rapid a evoluat în bună măsură din timp. E o echipă care nu scrie mult, dar care nici nu primește multe goluri, care câștiga meciuri la limită și mai departe. Povestea asta a funcționat pe o vreme după care unii au zis, doamne, dar nu se mai câștigă neapărat, să mai și pierd meciurile, să fac meciuri de egalitate și nu vedem o progresie evidentă a echipei în sensul în care de acum avem, ne-am stabilit, e clar că suntem pe direcția asta și putem să ne luptăm la titlu, pentru că mulți se gândesc la chestia asta. Știu că vă o să ziceți că nu e în obiectivul vostru. Dar spune, parcă am fi așteptat ceva altceva, parcă cumva anumit jucător nu livrează ceea ce trebuie. Ați făcut niște transferuri cu niște jucători de o vârstă nu foarte înaintată, nu mai sunt și foarte tineri. Cei pe care îi știi, Ciobanu, Costache, Ștefan, da, Iacob și mai departe, nu livrează ce ar trebui să livreze. Sunt anumiți jucători care sunt... Astea sunt păreri și tu ce zici? Da, dar te întreb, ce zici de chestia asta? Tu ești mulțumit? Să răspund la... Tu ești acolo unde vrei să fii cu Rapid? Normal că sunt. Și că Rapid are un parcurs extraordinar în campionat. Iar dacă tu îmi spui mie că nu are, sau cineva nu spune că nu are, păi de la începutul campionatului până în moment ultim, în afară de ultima etapă, noi n-am căzut mai jos de locul 2. Dacă spui că echipa e al doilea an în Liga 1, da, venind după 4 ani în care a luptat în ligile inferioare, și ne aflăm, suntem în primele 3 și după egalul ăsta a trecut la un punct CFR-ul peste noi. Sunt și o echipă, scuze-mă, cu jocuri nu, mai nu puțin. Contează, nu contează, că poate să le pierde. De ce tot timpul asum că trebuie să le câștige? Nu, nu, da, le poate tot câștiga, timpul, le poate tot, pierde. Tot timpul când e vorba de Rapid, câștigă alealtă. Dacă era, dacă era pe CSB, că dacă e vorba de ele, spun invers, pe CSB spune că le pierdem noi dacă eram noi, nu? Bine, dar eu ce vreau să spun... Pe cum să le zic că le câștigă când e joacă CFR? Dacă eram noi cu două mai minus. Nu, ce vreau să spun e că Rapidul se află în grafic foarte bine chiar. Nu ne că urmează o perioadă importantă și tot timpul și de asta... Bine, acum aceeași poezie, să spunem tot timpul, că tot timpul spunem că e importantă, nu spunem niciodată că nu e important, nu, indiferent cum... Și dacă jucăm un amical, le ducem... Exact, e important, adică... Să e un pic obositor, dacă e important. Și e un adversar puternic, asta le-am... Nu mai ziceți că e puternic, că știm că toți sunt puternic. Hai să facem un exercițiu, dacă facem un exercițiu de imaginație... Eu mă întreb dacă jocul tău e unde vrei. Jocul. Păi, mai enumăra niște jucători în care, după înfrângerea de la, în extremis, aș numi eu, pentru că am ratat 11 metri cu CFR-ul din prima etapă, noi am avut niște victorii, 3 la rând, dacă nu mă înșel, cu acești jucători pe teren. Da, s-au pierdut. Sunt momente, în primul rând, am creat în echipă o competiție, o competitivitate foarte mare între jucători. Va juca tot timpul cel care îmi demonstrează și îmi dă cea mai mare încredere și în formă, bineînțeles. Logic, dar numai ăștia pe care asta mizai nu înseamnă, tu... Asta nu înseamnă că eu nu greșesc de multe ori, nu? Că nu pot să fiu perfect. Toți vrem, dar nu putem. Pentru că nimeni nu e. Dar nu, acum vorbim despre ea, adică dacă te... Păi asta încerc, acolo încerc să ajung. Așa. Și sunt anumite momente când ei fac o perioadă bună, după aia dau semne că slăbesc ritmul și atunci prefer un alt jucător. Poate în momentul ăla iese din mână. După aia trebuie o perioadă în timp. Sau au trecut până anumite accidentări, pentru că Ștefan s-a aflat într-o... Mai am Ștefan acum, Ștefan s-a aflat într-o perioadă foarte, foarte bună și a suferit o întindere în antrenament și a trebuit să stea 3 săptămâni. Costache, parcă. Ciobanu, când a venit, a făcut o întindere chiar în prima săptămână de antrenament și a dus-o și a încercat să... Costache și acum este accidentat. Deci, dar parcă vin din război. Dar să nu uităm, că toți... Păi, tot timpul s-a... Eu nu am mai văzut asta. Eu cred că echipa, băieții dau maxim pe teren, iar Rapid a obținut rezultate pentru că joacă într-un ritm alert. Nu știu dacă ați văzut la ce ritm jucăm, dar probabil l-ați văzut în anumite meciuri. E clar că jucătorii vor, asta se vede, este evident. Dar și alte echipe vor și în străinătate vor. Nu se accentează în halul ăsta. Nu spui, întrebăm, ce e cu ei? Ce fac oamenii? Or fi avut făcând tot ce trebuie în afara terenului. Papo nu s-a accidentat. Papo a fost accidentat și așa. A fost accidentat, corect. Dar sunt și unii care... Nu s-a accidentat. Mățan a fost accident călcat și rume tatarsul. Nimeni n-a văzut. Da, eu mai luăm pe unul. Pe cine mai rămâne la voi sau... Nu, o să se întoarcă. La Columbus? Da. Asta trebuie. Adică... Vreau și eu să spun ceva. Da, te rog. Eu cred că înainte de campionat nimeni nu s-a așteptat la rezultatele și la evoluția Rapidului. Și practic a învățat suporterii, cum spunem noi, prost, cu rezultate foarte bune, cu locul în clasament fantastic. Și acum așteptările au rămas aceeași. Dar mai vin și perioade asta, cum zice și Adi. Vin perioade în care
mai scade randamentul unor jucători, mai ai și ghinion în unele faze și atunci poți să ai câteva rezultate. Dar Rapidul, din punctul meu de vedere, este peste ce s-a așteptat la începutul campionatului. Ok. Era să pun o întrebare și mi s-a spus publicitate. Publicitate, atunci, dar întrebarea va veni imediat, pentru că, da, e apropo de un om pe care Adi îl cunoaște foarte bine, care a colaborat foarte bine și care a luat o măsură pe care, vreau să văd dacă, sau în legătură care vreau să văd dacă Adi Mutu ar face la fel.